O autoutilitară cu semiremorcă care transporta cherestea tivită din Molid a fost oprită de către polițiștii de la Poliția Rurală Vama. Conform avizului de însoțire, acesta transporta peste 48 de metri cub de material lemnos. În urma verificărilor s-a constatat că bărbatul avea în plus cantitatea de 3 metri cub de cherestea tivită din specia Molid. Societatea emitentă a documentelor a fost sancționată cu o amendă de 6.000 de lei, iar materialul lemnos în plus, în valoare de peste 2.000 de lei, a fost confiscat și predat ocolului Silvic Vama.